Salut, prieteni, bine ați venit la un nou draft challenge. Avem astăzi draftul celor mai tehnici jucători și voi alege jucătorul cu cel mai mult dribbling din fiecare player pack. Este un challenge pe gustul meu. O să fie fotbaliști super tehnici în această echipă. Îi selectăm exclusiv după dribbling, iar primul este Lionel Messi 96. Ar fi câștigat multe bătălii acolo la player pick cu alți jucători, chiar dacă a picat doar carduri de gold. Iar primul atacant este Firmino cu 89 dribbling, un jucător care e foarte bun ca mijlocaș central cu 80 defending, stats-uri foarte echilibrate, toate peste 80, mai greu de jucat vârf. Dar iată cine vine atacant central. E Ronaldo Nazario cu 98 dribbling, 5 cu 5 stele. Absolut fantastic. Avem un stat foarte bun, Ronaldo, Messi. Și în continuare sper să vină jucători tot pe stilul ăsta. Aici Douglas Costa 95. O să fie un draft cu mulți brazilieni la cumpare, deja 3. Iar Costa are linkul verde cu Ronaldo, mijlocaș central. Îl vom avea aici pe Luka Modric. Iar celălalt mijlocaș central, poate tot vreun brazilian, n-a venit niciunul și e ori Pjanic, ori Wijnaldum. Dar iată cum Pjanic are link-ul cu Costa, Wijnaldum cu Firmino. Nu prea știu pe cine să iau, cred că l-aleg pe Pjanic. Hai să vedem Pjanic acolo. Merge pentru Costa. Mai ales că poate veni un fundaș stânga din Serie A. Sau iată un Teles care are 88 dribbling, la fel ca Lodi. Și trebuie să aleg între Lodi și Teles. Nu știu exact pe cine să iau. Hai că mergem cu Teles. Nu știu dacă am ales bine. Dar mulți brazilieni, încă o dată o zic. Iată fundașul dreapta, Kenny Lala, 92 dribbling. Era forță Nelson Semedo. Pe el l-aș fi ales dacă aș fi putut alege un jucător de aici. Totuși Lala, fundaș dreapta și fundaș central. Vertonghen. Nu, mi l-au furat pe Varan. Este Vertonghen. Problema e în defensiv, unde alegem tot după dribbling. Așa în atac e super bine. Idrissa Gueye sau Acerbi? Cred că luăm Acerbi. Și la portar nu prea avem cum, fiindcă n-au dribbling portarii. Așa că o să aleg pur și simplu orice portar de aici. Pele, mamă. Hai cu Pele. Pele în acest draft. E bine până acum, Ronaldo, Messi, în defensivă mai multe probleme, dar un prim 11 destul de bun, Ricardo Kaká, iată 95 pentru el la dribbling și avem și Kaká și Ronaldo. Pot face schimb Kaká cu Firmino, să face Firmino mijlocaș central, deja ne-am scos acolo și mai adăugăm un brazilian acolo, Zizou, mamă ce draft iese! Zidane 97. Aoleu, nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Ce echipă o să fie? Vai. Până acum este rară echipa asta. Din acest player pick vine Masuras. Deja e prea mult. Zidane, Kaká, Ronaldo, Nazario. În defensivă să vedem ce facem. Ruud Gullit, care... Doamne ferești, nu pot să iau pe Hulit. Va trebui să iau pe Bernardo Silva, are 92 dribbling. Oare să fi fost ăsta draftul meu promis de 94 și să fi făcut challenge-ul ăsta să pierd? Mamă, Ruud Gullit. Trebuie să iau Bernardo Silva cu durere. Doamne, era Ruud acolo. Iată Shevchenko, 90 dribbling. Ce draft. Îl pun pe Shevchenko acolo. Hai cu aică, nu, ce să facem? Wow, 93 rating de rush și Ruud. Baggio, ce se întâmplă? Ce draft! Baggio e mai forță decât Shevchenko. Baggio clar. Ce echipă până acum. Și îl avem și pe Gorica, 97 dribbling. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Ce draft! Câți icon de cea mai înaltă calitate. Brandt are 93 dribbling, apare și el. 90 are. Și îl mai avem pe Ronaldinho.
Bam, bă, de ce nu l-am luat pe Ruth? Hulet, incredibil ce draft iese. Ronaldinho, ați nebunit? Nu, ce echipă e asta, frate? Ce echipă e asta? Nu se poate așa ceva. Câți prime Michael moments? Ireal, n-am defensivă totuși. Delf. Trece Modric acolo, 93 în continuare. Și mai luăm încă un fundaș, Van Dijk, de 99. Plus 6 cu Virgil. Și pot să iau ce portar vreau eu, dar nu pot să cred. Nu vine nici portar. Oh, nu, asta nu e bună. Gomez. 97, chem. N-avem portar. Oare dacă era Ruth Hulit aici aveam 194? Asta e întrebarea. Faza e că n-am portar, este incredibil. Gomez în poartă. N-am văzut așa ceva. Da, ce aiurea. 98, chem. Luăm și un antrenor de Premier League. Să sperăm, nu? Vine brazilian, 99. Germanul nu mă ajută. Da, 99, chem. Bineînțeles, cred că mai putem face ceva. Spre exemplu, Shevchenko vârf și avem full. Doamne, ce echipă este în acest draft. Wow. Sunt efectiv fără cuvinte, nu se poate așa ceva. Este o echipă monumentală. Și aveam 94 rating, iată. Cu jucătorii ăștia în teren. Ca idee. Doar că nu am avea chemistry. Deci cu acești jucători avem 94 rating. Sunt, mamă, la limită. Deci în draftul ăsta, fără Ruth Hulit, în loc de Bernardo Silva, ieșea 194 dacă aveam un portar ca lumea. De senzații, hai să vedem. Va fi show, efectiv. N-ai cum să faci altceva. O să jucăm kit-ul Realului. O să mai schimb și eu kit-urile cât de curând. Primul adversar are un draft de 93 rating cu Ruth Hulit, Best, Ronaldo, De Bruyne, Team of the Year, Varane, Team of the Season. Wow, ok. Și e gol De Bruyne. Am luat primul gol. Nu. A trecut foarte simplu. O să schimb pe Vertonghen. Dinio. Întoarcem cu Ronaldinho. 1-1. Fix dințosul. Dă primul gol al nostru. Se duce acolo să celebreze cu Garincea în acest draft al legendelor. Pentru că am putea avea efectiv legende de la mijloc în sus și nu orice jucători. O tonă de brazilieni, de senzație. Of, e Hulit. Către Cristiano Shapeshifter. Și mai marchează o dată, am avut mai multe șuturi între timp pe care le-am ratat. Nu-i nimic. Cu echipa asta ocaziile vor curge la poarta adversarilor. O să marchez mai mult ca ei. Stați fără griji. Ronaldo la Baggio. E mingea către același Ronaldinho. 2-2. Deja 4 goluri. O să fie o draft super spectaculos. Se vor marca goluri peste goluri. Ronaldo la Baggio. Ba nu, e Garinci acolo. Trage foarte bine Garinci aici. Un finesse shot la squirt. Cream că va fi Baggio, dar iată că intră Garinci în centru la timp. Baggio era în partea stângă pentru un anume motiv. I-a luat locul Gary foarte bine acolo. Are sniperul și are finishing perfect. E vremea minutul 60 pentru modificări. Fiindcă e păcat. Avem Kaká și chiar Shevchenko. Și poate să fie Ronaldinho în bandă. Kaká acolo și Shevchenko vârf. Iată ce rezerve avem în acest draft. Rud! Ne-a scăpat iar. El a fost artizanul tuturor golurilor, efectiv 3-3 în minutul 77. Wow, ce probleme. Trebuie să mai marchez o dată. Kaká, perfect. Nu, a ratat Ronaldo. Ce pas oferă Kaká. Și e 3-3 în continuare. Trebuie să dăm lovitura că ar fi păcat să fie doar un meci. Da, 3-3 după 90 de minute în primul meci.
Am mari dificultăți cu acest adversar, vom juca prelungirile. Oh, De Bruyne. E 4-3 pentru el. Ce șut De Bruyne, portarul degeaba, cum a fost tot meciul. Are avantaj. Shevchenko, gol, 4-4, ca la teatru. N-ai cum, frate. Deci așa meci din prima nu m-aș fi așteptat să am. Nu știu de ce a scos portarul, dar o gafă din care profităm. Shevchenko, gol, gol Shevchenko! Ce jucător, gol în minutul 125 la 4. Am întors. Senzațional. Și asta a fost fluier de final. Câștig cu 5 la 4 într-un meci infernal efectiv, care s-a simțit ca o finală. Da, doar primul meci din acest super draft. Avansăm și e o nouă echipă cu rating 93. S-a dat drumul la robinet cu drafturi de astea nebune. Cine știe, dar iată Ronaldinho, Zidane, Balak, Neymar, toți. Wow, înseamnă că e zi de drafturi, oameni buni. E nebunie. Iniaki. Gomez n-ar scoate un șut. E deja 1-0. Baggio. Haide Baggio, Italia, ca pe vremuri. E Roberto Baggio cu golul pentru 1-1. Îmi place mult să joc cu Icon din ăștia, așa, vara. Aduce așa fotbalul de pe vremuri, turnee, finale. Multe meciuri memorabile. Iată din nou Baggio, este un elastico șutul pentru 2-1, o dublă din partea italianului care întoarce total partida și avem avantaj. E din nou Iniaki și din nou gol. Nu poți să faci nimic când ai Gomez. Șut pe poartă, gol, 2-2 și e doar minutul 17. Îmi scapă Gary, dar apără Gomez. S-a întrecut pe sine. În sfârșit. Mai bun decât a fost vreodată. Ce paradă acolo. E și el salvator. Și plecăm pe contra-atac. Coștea cu mingea pentru Garicea. Doamne, ce pasă și am tras cu stângul lui Gary. Scapă Baggio. Poate fi un moment bun. Un moment de gol. Zidane preia voleu și e monumental și Zizou. Ce atac. O plăcere să joci cu astfel de jucători. N-am avut așa draft niciodată. E prea bun draftul ăsta. Nu, no, cum am pierdut acolo. Ce a făcut Van Dijk? Hai mai Van Dijk de 99. E 3-3, iarăși Iñaki Williams. Ronaldo cu Baggio, oare tot Baggio, bară! Și asta a fost. E 3-3 la pauză, încheiem cu o bară apoteotică prima repriză. Penalti, hai că l-am scos. Am cam complicat faza, dar măcar e faultul lui Ramos. Și avem un penalti pe care îl bate Zidane. Dar iată câți jucători sunt mai magici așa la astfel de lovituri. La 11 metri, gol Ronaldo. Ghicise colțul, dar a bătut prea bine Ronaldo Nazario. Neymar. Cum scapă ăștia? Sunt 4 șuturi pe poartă, 4 goluri. E 4-4. Ronaldo foarte bine, Costa! Ce combinație de pase între Costa și Ronaldo.
5 la 4. Aveam puține emoții pentru că nu trage chiar așa bine Coște la poartă ca alți jucători pe care avem. Dar super bun voleul. Dinio. Este Ronaldinho, superb! Ce dribblinguri! 6 la 4. Absolut fantastic, Dinio. Shevchenko la Ronaldo, încă un gol. 7 la 4 și garantăm victoria la acest scor. 7 goluri, iată, marcate în meciul 2 de băieții noștri. Iniaki trece, mai dă una. 7 la 5. Oh, încă una. Băi, parcă n-avem portare efectiv, e 7-6. Bine, Neymar toți cu Hunter, ce să-i ceri? Normal că marchează de acolo. Și e gata. 7-6 scor final. Ce nebunie și în meciul ăsta. Avem în continuare al treilea meci al acestui draft. Al treilea adversar în un draft surprinzător de normal. 190, nu mai dăm de echipe cu 93 rating, cu nebunic, cu un Martial de 86, Hassan Odoi, Robertson Gold și așa mai departe. Henry, cel mai bun jucător din echipă, îl mai are pe Mares toți, tot acolo pe dreapta. Ronaldo, nu ne grăbim, are stângul la fel de bun ca dreptul. E 1-0. Ai, Henry, n-am avut ce să mai fac, bine că l-am faultat acolo. Mamă, băia, cu de-astea, hai mă, bine, ok. Îmi scapă Henry. Și n-ai ce să faci, marchează și iar o să mă ia cu astea. Uitați-vă și voi la asta. Senzațional. Calmă, mamă, dar ăsta-i pe ele, e frustrat rău de tot. Gol din nou, ai mă, nu se poate. Martial. Fix cu ăsta, mă, să o pățesc care face din astea. Are 3-1. Da, iar l-am scăpat pe Henry. Și Gomez nu face nimic. 4 ocazii, 4 goluri. Și asta e. Da, nu știu unde mi-e defensiva. Iar e Henry acolo. Faltează portarul. N-am avut apărare în meciul ăsta. E teribil, dar nici atacul n-a mers bine. Fundașii lui parcă erau teleghidați tot timpul. Îmi luau mingea. Trebuie să mai marcheze acum cu portarul. Doamne, cât de toxic este băiatul ăsta. Incredibil. Incredibil. Deci n-am întâlnit așa adversar niciodată. E prima dată când întâlnesc un om atât de toxic. Kaká dă un gol. Dar e prea târziu. Kaká, încă una. Prea târziu. Prea târziu încep să meargă lucrurile. Kaká ratează. Putea fi 5-4. Mamă, se încingea meciul rău de tot pe final. Două victorii din trei. Aștept să fluieră odată ca să mergem să vedem pecurile. Poate să pice ceva de acolo. Final, 3-5. Și uite, asta e. Ia uite, 5 din 5. Că îndepărtare de 7-6. Sunt asta goluri la fiecare fază pe care a avut-o ca să facă el. Și la toate. Un jumbo premium gold pack și un premium gold pack. Destul de slab. Nu cred că m-a picat ceva de aici, dar aflăm imediat. Din primul nimic. Maicon, Sako. Ok, super. Și mai este cel jumbo evaluat așa pe la 15K. Și animația e prea rapidă. N-o să fie nimic nici de acesta. Oameni buni, sper că v-a plăcut acest draft. Nu uitați să lăsați un like acolo dacă v-a plăcut. Și continuăm seria de drafturi. Mai vin challenge-uri. O să se mai întâmple multe. Cam atât pentru astăzi. Pa, pa!